O delegație de la primăria localității Exarhiosiv din districtul Ruse, Bulgaria, condusă de primarul Ilia Danev, a vizitat astăzi comuna Schitu din județul Giurgiu. Oaspeții bulgari au fost însoțiți de oficiali de la Consiliul Județean, între care președintele Dumitru Beianu, vicepreședintele Dumitru Gavrilă și administratorul public al județului Ionel Muscalu. De asemenea, au fost alături de delegația bulgară Miruna Eftimiu, director executiv adjunct în cadrul Consiliului Județean, și Clara Mărculescu, director al Centrului Transfrontalier de Afaceri Danubius. Delegația bulgară a fost întâmpinată de primarul Marin Dănălache și de viceprimarul Nicolae Vlad. Ceremonia de semnare a acordului de înfrățire a avut loc la sediul primăriei Schitu. Aici. Aici, da. Oficialii prezenți la întâlnirea de astăzi au declarat convinși că înfrățirea dintre cele două comune va fi benefică pentru ambele comunități. Pentru noi, toți cei care ne întâlnim periodic, deopotrivă de la Consiliul Județean și din regiunea Ruse, asemenea momente sunt extrem de plăcute și au depășit componenta sau dimensiunea oficială. O să vă rog și pe dumneavoastră, prietenii noștri din Ruse, care ați venit pentru prima dată astăzi la Schitu, să deveniți sau să vă considerați prieteni, să vă considerați deja oaspeți de onoare ai comunei Schitu și să deveniți foarte curând prieteni apropiați ai tuturor românilor pe care îi veți întâlni astăzi. Nu am prietene. Prieteni, văd aici numai prieteni. Prieteni od Exarhiosiv. Și prietenii de la Exarhiosiv. Od Schitu, od și de la Schitu, Consiliul Județean. La Ruse și cu mass media sunt prieteni, nu știu aici. Să fiți atenți, mass media. Prin aceste înfrățiri se întâmplă ceva foarte real, ceva foarte frumos, pentru că este mult mai ușor și știți care este colaborarea între administrațiile, la nivel prefectură, primărie, Consiliul Județean. Dar importante sunt întâlnirile din acest fel, întâlnirile care aduc și la înfrățire. Mai multe amănunte despre vizita delegației bulgare în localitatea Exarhiosiv din comuna Schitu puteți urmări în ediția specială care va fi difuzată luni seara la Valahia TV.